Bună seara, prieteni! Bună, prieteni! Haideți să vă arătăm ce facem noi într-o zi obișnuită, acasă, fiecare ce facem. Într-o zi când plouă afară, noi stăm în pat. David la desene. Eu pun un vlog. Domnul se încarcă un vlog. Arată și pe mamă. Și pe mamă, pe tata. Hai să vă arătăm și facem cu toții. Afară e închis la culoare. Avem o grijă că vine cu camera. Bunica stă pe hol, se ascunde după stâlp. Mădălina, dar știi că suntem supărată, nu merge nimic. Bine, gata, nu te mai filmezi. Șeful în pat la film. Le arăt la prieteni ce facem ce cu toții. Ce filmezi? Da, am vrut să le arăt la prieteni ce facem noi într-o zi obișnuită acasă. Uite așa stau toată ziua, salut prieteni, uite așa nu toată ziua, doar azi. E, nu, că plouă. Nu chiar, dacă aproape e ora 7:30 la noi. Da. Ce să fac? Uite, stau în pat, butonez mesajele și răspund la prietenii mei. De pe YouTube? Mă scuzați că stau așa întins, dar am aici ceva important. Încarcă și eu un vlog. Aoleu, a dispărut filmul. Cum adică? A ieșit de pe Netflix, trebuie să-l punem de la început. Afară e urât, plouă. Ai dar copiii unde sunt? Unii pe afară, la Macu, la bucătarul. Sunt la bucătarul. La bucătarul s-au dus? Da, Leonardo a fugit acolo. Ia unde? Măcar e îmbrăcat ca lumea. Da, are geacă. Nu are geacă pe el. Nu are? Nu știu cum pleacă Leonardo. Da. Și cine se duce să-i dea geacă? Ce să-l gândi cu Mădălina? Uitați, de ce întuneric? Pentru că afară e vreme închisă. Hai să vă arăt puțin. Cum plouă. Acum începe ploaia. Uite, bate și vântul. Așa, Dănuț, ce facem? Mădălina? Da. Să nu spun la prieteni că mâine e surpriza mare. Nu spun la prieteni că mâine e surpriza mare. Mâine e surpriza mare. De fapt, două surprize. Mâine o să aibă loc două surprize, prieteni. O să vedeți mâine. O să vedeți mâine, tehara. Tehara, vedeți? Tehara de dimineață. Nu știu dacă dimineață. Vedem când. Mai că la 12, așa filmăm. Da. Și punem vlogul, spune că pui vlogul mai târziu. O să punem vlogul mai târziu. Seara, ca să ai vizionări, vizări. Vizările astea. Dar chiar, prieteni, ia. Ia vină, mă dărim. Chiar cum este, adică toată lumea, într-adevăr, intră mai târziu. Degeaba pui vlogul acum la 5 după masă sau 4, 3, eu știu când. Intră și când iese la muncă și stau pe ei. Da, păi multă lume, da, care e la muncă, că vin, se pun în pat și atunci vizionează. Ah, uite, ia întreabă-i Mădălina, pe la ce oră să punem vlogul? Da, prieteni, să ne spuneți. Chiar ar trebui să ne spuneți, să ne scrieți pe la ce oră să punem vlogul. Da, bună idee. În fiecare zi și să ne scrieți și în weekend la ce oră. Și așa facem. Când sunteți voi liberi, ne punem vlogul. Când sunteți scrieți acolo toți, vă rog eu frumos, când să punem vlogul, pe la ce oră. Că nu știm, că poate punem prea târziu. Sau prea devreme. Sau prea devreme. Dar eu cred că la ora 8. Cel mai probabil așa. Hai să zic la 8 și la voi, prieteni, la ora 7. Cred că ar fi, e bine. Cred că la ora 7 toată lumea e acasă. Sau ne scrieți voi, prieteni, la ce oră? Bic cu vizările. Hmm? Zic cu vizările, ca să avem vizări. N-am mai făcut și eu un... Live. Auzi, Mădălina, dar eu nu înțeleg, cred că nu avem netul, ar trebui să-i dai un restart
că nu merge bine, nu pot să încarc vlogul bine, nu are viteză. Ba da, să știi că la noi are, la mine și la Dumnezeu, la tine nu știu ce are, probabil telefonul. Nu are. Ba da, are. Pe ce are telefonul meu ăsta, doamne, nu l-am mai schimbat și eu. Probabil are probleme cu conexiunea la internet, de exemplu cu Wi-Fi. Nu am memorie, când fac un vlog de 25 de minute și încarc și alea, merge greu, uite. Așa mă chinui în fiecare. Dar tu oprești datele când încarci un... Nu. Păi oprește-le. Păi de ce? Păi de-aia că merge pe amândouă și nu știe care să mai facă mai repede. Trebuie să oprești una și să lași măcar... Nu cred, eu nu. Ia. Ba da, eu așa fac, opresc datele și las doar internet. Conexiune celulară aici? Da, le oprești. Datele, hai, uite, am oprit. Și acum... Că el, dacă e pe amândouă, nu știe care să, pe care să-și dea drumul. Aia nu știe telefonul? Nu. Că sunt amândouă activate. Eu așa fac și merge chiar bine. Hai să vedem dacă o ia bine acum. Deja sunt la 44. Începe de la început. Se încarcă, e primul ăsta, se încarcă, e 44%. După aia până se pregătește și e ora 7:30 la noi. Păi, dar tu știi că nu trebuie să ieși la prima încărcare. Cum? Nu trebuie să ieși de la prima încărcare a vlogului. De ce? Păi tu ieși de acolo, nu? Câteodată ies, câteodată nu. Dacă când scriu sau primesc un telefon sau ceva, ies. Păi și de asta merge greu. Trebuie să stai acolo prima dată și după aia celelalte două se încarcă singuri. La mine e invers. Cum? La mine primul se încarcă greu câteodată și celelalte merge repede. Păi așa, unul. Nu, câteodată se încarcă ăsta repede și alelalte... Mai greu. Da. Păi oricum, procesarea ultima dată e mai greu până se încarcă singur pe... Uite, deja unul ăsta, uite, a văzut 4, uite, am 46, uite cât stau. 47, pe până... Oh, doamne, mi-era de 20 de minute aici. Vedeți, prieteni? Deci un vlog de 20 de minute, așa să stau o oră? Nu chiar o oră. Păi nu înțeleg, telefonul sau ce Dumnezeu, cred sau netul. Telefonul, mă zic. Nu, că... Dacă era netul, era și la noi la fel. Nu cred, uite, 47. Păi cât stau, îmbătrânesc. Îmbătrânesc până pun un vlog, ce să fac? Ți-a pus ploaia, gata. Nu-mi cumpăra și mie bărbatul un telefon. Eu i-am cumpărat un iPhone 14 pe mine. Nu-mi cumpăra și mie. Păi să-ți cumpere, de ce nu-mi spui? Dănuț. Mă duc să-l întreb. Chiar ia întreabă, pe vlog direct așa. Îmi cumpără el, e mai sărat ca mine. Așteaptă Lumina, ia întreabă. Lumina, nu-mi cumpără și mie un telefon. Auzi, Lumina, l-ai mâncat. Nu-i cumperi și lui un telefon. Dănuț. Vreau să stai un pic că după Felicit, că am venit cu o întrebare și eu. Direct pe vlog. Auzi, tata, dacă îi cumperi și lui un iPhone 14. Asta? Nu. Pe asta. Nu, el ți-a cumpărat și eu. Și tu când ai de gând să-i cumperi și lui? Că nu încarcă vlogurile telefonului. Că nu se ia bani de la YouTube. Că nu se ia bani de la YouTube. Vreau să mulțumesc și eu, echip, mai în spate. Vreau să comand și să comand, să felicit și eu companiei Vodafone. Deci cea mai bună rețea și la internet și la tot este Vodafone-ul. Dar poate nu vrei să faci reclamă. Eu fac. Pentru că Vodafone e Vodafone. Vodafone, Vodafone ai semnal peste tot, merge cum trebuie. De are și Antonia Vodafone și... Și e cartelă reîncărcabilă, prieten, cu 5 euro doar. Și e foarte bună, sunt mulțumit. Uite, am încărcat acum un vlog, nu l-am pus bine și l-am încărcat. Uite, deja gata, l-a dat drumul acum. Tu îți dai seama? Gata? Da. Hai să-i spun. Uite să-i spun. Ai auzit ce a zis? Cum? La el pe cartelă încărcă repede decât pe Wi-Fi. Stai așa să nu crezi că te mint. Uite, când e? Acum 3 minute încărcat. Bă, nu e după semnalul, pe tu... Telefonul e că e iPhone 14, are procesorul mare. Deși în internetul... Bă, folosești același internet ca și mine, ăsta de la noi de acasă, da? Nu, eu folosesc pe... Acum a dat pe date el. Bine, contează telefonul, da? Da. Are procesorul, hardul, procesorul e mare, procesorul, înțelegi? Păi și înainte cum aveam Orange-ul și nu mergea?
Dănuț, nu știi, ca la calculator. Cum era de mult, Pentium 1, 2, 3, 4, acum... Wow. Cum e acum? Cum era la Pentium 3, domn. Și mă și plângeam cu dumneavoastră și GTA San Andreas. Acum cum e, că nici nu mai știu cum e. Eu știu până la 4, că îți cumpăram ție. Dar acum e 5, e 7. E 5, e 7. Ați văzut, prieteni, că aia merg mai repede, aleargă mai repede internetul ăla, știți? Așa și ăsta, uite, iPhone 14. Sărac. Și eu n-am. De unde ți-e sărac? Și ce are? Uite că vrea și ăsta. Arată-l aici, iar să stau prietenii că ne lăudăm, ia. Mâncați aici blugi. Dar o să zică prietenii, dar de unde bani? De pe YouTube. De pe YouTube. Uite, uite David, iar stai ce interesant. Ce funduleț ai tu, ești mai sexy. Nu e gas. Gata, hai de drumul de la film. Ce la filmul? De drumul merge la film. Să punem filmul Lucy, să ne uităm, că e plictiseală. L-am văzut. N-avem unde să. Păi, dar toată lumea l-a văzut. L-am văzut. Ah, păi cu zombii. Ce farmec mai are? Nu e cu zombii. Cum? Mai văd odată. Îi place. Nu pot să mă uit la un film de două ori. Îmi place, auziți? Prieteni, e un film mișto, Lucy, și vă recomand, vă mai recomand încă unul. Îl știți, poate. Apă și foc. Suveates. El ți l-am dat, Suveates. Suveate. Apă și foc și mai e unul. Nu vine, vi-l spun mie. Pasagerii. Ha? Pasagerii. Care pasagerii? Filmul ăla de ele era ca tu pasagerii. Pasagerii. Aia doi care erau și nu și-au îmbătrânit. Au trăit 1000 de ani, nu știu ce sau cum. Nu, da. Au trebuit să doarmă 500 de ani până o să ajungă. Exact. Bine, haideți. Uite-te la serialul Lupin. Bă, eu n-am văzut filmul ăla, cum îl cheamă ăla cu sezoane ăla, cum îi spune, să-l văd și eu? Care are cu sezoane? Ăla cu 3-4 sezoane, nu e scurt, nu știu, 3 sezoane. Care e din el? Dă-ne un indiciu. Nu, ăla turcesc, ăla mișto. Ăla de dragoste, de iubire, cum îi spune? Ăla unde e fiecare duminică la televizor? Nu mă, e ăla vechi, cum îi spune. Ha, vedem noi. Scrieți-ne, prieteni, dacă v-ați dat seama. Folosesc din greu 7% și folosesc de pe 2%. Suleiman Magnific. Voi să uituc. De nu la uitucul ăsta, uite leu ăsta, hai. Gata, acum o dau drumul. Dar acum eu trebuie să opresc așa. Cine îmi cumpără și mie celulă? A zis, dar nu știu că îmi cumpără. Da, a zis că îți cumpără când o să ia banii de la YouTube. Nu mai dau banii de la YouTube, că eu am plătesc, am destule datorii. Avem datorii. Am datorii, ce crezi că facem cu banii de la YouTube, ne îmbogățim? E un salariu care cheltuim, plătim utilitățile alea, mâncăruri, băuturile. Da. Ce să facem? Asta e. Hai, deci eu ca să pun filmul trebuie să opresc filmarea. Hai, vă mulțumim, o seară faină. Vă mulțumim, prieteni. Ai câte minute ai? 13 minute de ajuns. Mai zici 2 minute. Ce să mai zic de 2 minute? Nu știu ce să mai zic. Prieteni. Ce să mai spui? Nu știu ce să mai zic. Dar uite ce vreme e afară, cum bate vântul. Ai văzut? Am arătat la prieteni cum bate vântul afară. De drumul la televizor până la aia să vadă prietenii cum începe Luchi. Păi trebuie să opresc, asta am zis, că n-am cum. Păi de ce? Păi trebuie să intru la mine. Sau dă-i tu de pe al tău că merge. Cum? Intră pe Netflix. Păi eu l-am aici. Cum să nu ai? Așa? Și apare acolo. Meu. Da. Cum e trecut de aici? Dormitorul meu, dormitorul cu bumex aici. Da, așa. Și la voi cum e? Dormitor David. Dar nu merge nici asta, uite. Păi aprinde internet acum. Nu mai aprinde nimic, lasă, n-ai. Trebuie să prinzi. Nu găsești? Păi de ce bate vântul afară, doamne? Deci, prieteni, știm că v-am plictisit cu vlogul ăsta, dar mâine ne revanșăm. Da, mâine ăsta este așa, dar mâine, prieteni, să vedeți mâine. O să vedeți la mine pe canal ceva ce n-ați văzut niciodată. Da. Da. Sece Mădălina SRL. Da. Sece Mădălina SRL. O să vedeți mâine, prieteni. O să vedeți mâine ce face. Nu numai Mădălina. Copiii. Copiii pe afară.
Hai bine, Mădălina, că mâine e ceva wow-bis. Mâine. Deci, prieteni, nu uitați mâine să fiți pe fază pe toate canalele, că nu știm pe care o să postăm. Cine dă primul? Cine dă primul vlogul? Eu, șeful. Cred că. Și o să, mâine o să avem două surprize, prieteni, și o să vă arătăm. Bine, o seară faină, prieteni, vă pupăm, o seară liniștită. Vă pupăm, prieteni.